este o călătorie prin timp și spațiu, un cumul de experiențe pe care ni le dorim fantastice. Vino alături de mine într-o călătorie fascinantă prin lume și istorie, o aventură ce surprinde legătura dintre credințele străvechi și cele actuale, valorile comune care ne leagă și tradiții de bază. Vom descoperi împreună ingrediente și mirodenii surprinzătoare, experiențe gastronomice inedite, peisaje și destinații de vis, obiceiuri și ritualuri nemuritoare. Pe scurt, întreaga frumusețe a unui stil de viață care are puterea de a ne face mai sănătoși, mai fericiți. Dar ceea ce face ca această emisiune să fie una cu adevărat specială sunt oamenii. Vom întâlni personalități extraordinare care ne vor împărtăși poveștile și experiențele lor inedite, dar vor deveni și o sursă de inspirație pentru toți cei care ne urmăresc. Sunt Maria Andrei, iar Life & Style începe chiar acum! Botswana este un ținut de o frumusețe de neegalat, abundent în animale sălbatice și bogat în cultură și tradiții, ceea ce conferă magia acestui loc special și primește constant promisiunea turiștilor de a reveni pentru o nouă vizită. Botswana oferă, de asemenea, cea mai largă gamă de activități de safari disponibilă în Africa. Activitatea standard este plimbarea cu mașina 4x4, care se desfășoară de obicei într-un vehicul deschis, dimineața de vreme și după amiaza târziu, pentru a coincide cu momentele mai răcoroase ale zilei, când animalele sălbatice sunt, în general, mai active. Un safari în Botswana oferă, de asemenea, ocazia de a observa o gamă incredibil de variată de animale. Toți prădătorii majori se găsesc în mod obișnuit în zonele nordice ale țării, iar Botswana este cunoscută în special ca fiind una dintre marile fortărețe ale câinelui sălbatic din Africa. Am pornit cu dreptul și anume cu o incursiune pe ape în celebra delta Okavango, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, situată în nord-vestul Botswanei și considerată a fi una dintre cele 7 minuni naturale ale Africii. Cu siguranță, Delta Okavango, ținutul câmpiilor inundabile, al cursurilor de apă căptușite cu stuf, al termitelor și al palmierilor Ilala, este unică. Nu există nimic asemănător cu ceea ce oferă ea în toată Africa. Delta Okavango este cea mai mare delta interioară din lume, cu mai mult de 150.000 de insule, ale căror dimensiuni variază de la câțiva metri la câțiva kilometri. Locul cuprinde zone mlăștinoase permanente și câmpii inundate sezonier, fiind unul dintre puținele sisteme acvatice interioare care nu se varsă într-o mare sau într-un ocean. Un fapt important este că inundațiile anuale ale râului Okavango au loc în timpul sezonului secetos, astfel încât plantele și animalele indigene și-au sincronizat ciclurile biologice cu aceste ploi și inundații constante. Delta găzduiește unele dintre cele mai amenințate specii de mamifere mari din lume, precum ghepardul, rinocerul alb, rinocerul negru, câinele sălbatic african și leul. Este o împletire spectaculoasă a unei zone umede, vibrante, cu un peisaj arid și de aici transformarea miraculoasă a unor depresiuni nisipoase uriașe într-o manifestare extraordinară a faunei sălbatice. Turmele mari de elefanți africani, bivolii, zebrele, babuinii se stropesc, se joacă și beau apă din lacurile limpezi ale Okavango. Asta după ce au supraviețuit sezonului uscat de toamnă sau migrației prin deșertul Kalahari.
Cel mai ridicat nivel al apei este în luna august, ceea ce promite o vizionare excelentă a animalelor de-a lungul căilor navigabile. Pentru iubitorii de păsări, lunile de vară oferă atracția dublă a zburătoarelor rezidente și migratoare. În alte părți, pentru cei interesați să asiste la întâlniri dramatice între prădător și pradă, lunile secetoase sunt considerate a fi cele mai bune, deoarece animalele sunt concentrate la sursele de apă. Unele dintre animalele emblematice ale deltei Okavango sunt hipopotamii. Denumirea provine din limba greacă și înseamnă cal de râu, chiar dacă aceste animale uriașe nu au nimic în comun cu un cal. În clasamentul mamiferelor terestre de mari dimensiuni, hipopotamul cântărește peste 3 tone. Exemplarele au o piele foarte groasă, care poate ajunge până la o tonă, iar gălăgia lor poate fi adesea auzită prin lagune. Inundațiile anuale au mărit suprafețele de apă mai adâncă, în care se pot adăposti hipopotamii, iar apele care se retrag treptat creează condițiile perfecte pentru iarba proaspătă pe care aceștia o caută mereu. Hipopotamii sunt considerați a fi unele dintre cele mai periculoase animale din Africa din cauza imprevizibilității lor. Ei pot răsturna cu ușurință o canoe sau o barcă și este nevoie de atenție mărită atunci când alegem o excursie pe ape. Hipopotamii pot fi văzuți mai ales în zonele cu apă permanentă, în lagunele și canalele adânci ale deltei. În zonele în care prezența turiștilor nu se face simțită, animalele se simt în siguranță și se întind leneșe sub soarele dimineții. Își petrec cea mai mare parte a zilei scufundați în apă, iar noaptea animalele ies să pască pe câmpiile mlăștinoase și pe insulele din delta. De obicei, petrec între 4 și 6 ore, mâncând și se pot plimba până la 4 km în rondul lor nocturn. Hipopotamii și-au creat un obicei la care nu renunță aproape niciodată. Intră și ies din apă în același loc, creând astfel poteci vizibile în stufărișul dens din delta. Hipopotamii se găsesc în general în grupuri de familii mici, conduse de un mascul dominant, care își dispută aproape întotdeauna supremația pentru teritoriu cu celelalte exemplare. Leii sunt animalele cele mai amenințătoare pentru hipopotami atunci când aceștia se află pe uscat, iar puii devin o pradă ușoară pentru crocodili. Well, because there is so much fish around there which are trapped in the mud, so they are here for fishing. Yeah. That's why you see more of them together, but normally crocodiles are territorial. Principala lor amenințare însă sunt oamenii, care îi vânează pentru carnea lor, dar și pentru a-și proteja culturile. Din fericire, populația de hipopotami în delta Okavango este una înfloritoare. Râul Okavango este o minune ecologică. Alunecăm de-a lungul rețelei labirintice de canale și lagune pentru a vedea unele dintre cele mai rare animale din lume, pe care avem șansa astfel să le observăm de foarte, foarte aproape. Pajiștile și zonele umede mai extinse au un amestec de culori dense, ocru, galben, pământiu și verde negricios, care dezvăluie, parcă, nuanțele artistice ale sălbăticiei primitive și ale izolării totale. Animalele sălbatice cu spirit liber, unele simple și inocente, altele profunde și misterioase, au conferit acestui ținut o vitalitate plină de puritate. Toată ziua ne-am lăsat purtați pe căile navigabile, liniștite, unde puii de elefanți se jucau sub protecția familiei lor, iar cei maturi se întindeau leneși la mal. Pe măsură ce soarele apunea, strălucirea de după apus colora cerul în diverse culori. Râul Okavango oferă o experiență de relaționare cu animalele pe care clar nu o vei uita niciodată. Safariul african pe ape, explorarea sălbăticiei, observarea tuturor exemplarelor aflate la doar doi pași de tine, alături de peisajele absolut fascinante, asigură momente memorabile pentru toți turiștii care ajung până aici. Înainte de a porni către una dintre cele mai solicitante aventuri africane, Walking Safari, prietenii pe care tocmai mi-i făcusem în zonă mi-au amintit că astăzi este o zi specială de care era cât pe ce să uit. Happy birthday to you. Tira, 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 tira
Nu cred să-mi fi sărbătorit ziua de naștere într-un loc mai exotic decât Africa. Iar Botswana a fost alegerea premium pentru că m-a făcut să mă reîntorc cu totul către natură și să mă desprind de tot ceea ce înseamnă citadin, de vârtejul orașului și mai ales de aglomerație și stres. Botswana nu este doar despre Big Five sau despre safari. Vizitatorii pot experimenta priveliștea, sunetul apei curgătoare, plimbările alături de cei care trăiesc în acest spațiu incredibil, dar și multe, multe alte lucruri care pot să surprindă aici. Nu mă pot gândi la niciun sunet care să se compare cu cel al tufișului african. Liniștea este aproape completă, cu excepția răgetului îndepărtat și uneori nu atât de îndepărtat al leului sau zgomotul lent, dar constant al unui elefant. Însă, toate acestea trebuiesc experimentate personal, pentru că nimeni nu-ți poate explica ce simți atunci când mixul vieții sălbatice te înconjoară vizual și auditiv. Populația de rinoceri din Botswana a fost decimată, iar exemplarele rămase au fost relocate în alte parcuri, unde acum sunt mult mai bine păzite de braconierii care le-ar putea vâna. Nu am avut norocul să întâlnim vreun rinocer, în schimb am făcut cunoștință cu Hakuna Matata. The young one also has got whiskers to confuse the predator. Whiskers. The age, looking at the base, like the base start from here, and also looking at the height is 6 meters plus. So we can estimate this termite mount 200 years plus, because the size of a soccer ball is 10 years, like the new termite mount, 10 years. Then you can estimate how many 10 years are in there. They construct something like this, which is the termite mound. They live inside there. They go out, which is the workers, they go out at night to graze on the dead grass and dead wood. So it's like a bee colony. The individuals, all of them, they have their responsibility. One, workers, they are responsible for going out at night to get dead grass. They feed the queen. The queen is 6 centimeters and this thick. Experiența ghidului nostru a fost de un real suport pentru tot ceea ce înseamnă walking safari. Norocul nostru a ținut însă și de restricțiile impuse de guvernul Botswanei, care a limitat numărul de turiști, motiv pentru care grupul nostru a fost unul foarte restrâns. Nu a trebuit să așteptăm prea mult pentru că în fața noastră au apărut elegante antilopele lecue. Lecue este o specie de antilopă africană care preferă regiunile umede de savană, dar care s-a adaptat și zonelor mlăștinoase unde plouă abundent. Antilopele trăiesc în grupuri de cel mult 30 de exemplare, iar masculii au grijă de mai multe femele. Coarnele acestora au o lungime de aproximativ 50 de centimetri, iar atunci când sunt atacate, antilopele lecue aleargă rapid în galop cu salturi mari de 1,5 metri, ajungând la o viteză de aproape 50 de kilometri la oră. Red lecue is a semi-aquatic antelope, which you don't see it in dry areas. They are only found in wet areas, like the Okavango. That's where they are specifically found. You go elsewhere, you don't find them. So they've got a very special hooves, which are elongated and a bit wider. It will enable them to walk through the mud. You see impala that on the dry side, because they've got very small sharp hooves. They can easily get stuck in the mud. But you saw those ones, they even get into the mud or jumping through that channel. So that's where they're found. Antilopele lecue au tendința de a scoate sunete stridente care seamănă mai degrabă cu un fluierat. Animalele de pradă reușesc să prindă exemplarele bolnave, dar și puii care se îndepărtează de antilopele adulte în căutarea aventurii.
Și când alegi un walking safari, trebuie să știi mai întâi că accentul este pus pe calitatea ghidajului. De aici vine și expresia un ghid bun, un safari reușit. Fiecare safari este personalizat pentru a se potrivi intereselor, dar și cerințelor personale, de la plimbări ușoare de o oră, două, la explorări de 6-7 ore și, în timp ce mersul pe jos este în centrul atenției, sunt oferite și alte activități. În apropierea antilopelor am întâlnit o familie de babuini. Chiar dacă locul preferat este desișul copacilor, babuinii fiind extrem de agili preferă activitățile terestre. De fapt, s-au adaptat cel mai bine la viața terestră, iar când aleargă la sol ating viteze foarte mari, mai mari decât cele ale maimuțelor din alte specii. Ca habitat, acești dârși războinici cu patru mâini preferă savanele ierboase presărate cu arbuști și formațiunile stâncoase, unde să-și găsească rapid refugiul în caz de primejdie. They see in colors, so they can see something which is far. That's why we rely on them. If they are just calm like now, it means we are safe around here. They've got more eyes, binocular vision. Cel mai periculos dușman al babuinilor rămâne leopardul. Dacă pe timpul zilei leoparzii nu reușesc să treacă prea ușor de barajul viu al masculilor care șunesc forțele în fața periculoasei feline, căderea nopții aduce blestemul asupra grupurilor de babuini. Aceștia sunt inactivi noaptea, se tem să se deplaseze în întuneric și nu văd aproape deloc în condiții de luminozitate slabă. La adăpostul întunericului, redutabilul leopard se cațără fără probleme în copacul sau pe stâncile unde noptează grupul de babuini și prinde orice exemplar, fără să-și mai bată capul dacă a luat un pui, o femelă sau un mascul. Males are bigger, but they don't have that really solemn thumb. And so you can distinguish the females and the male in babies. Walking safari este cea mai pură formă de mers observațional, cu un stil aparte care, chiar dacă are legătură cu mersul clasic, nu este deloc solicitant. Nimic nu este prea mult din punct de vedere fizic, deși activitatea este una susținută și intensă, dar niciodată nu te vei simți mai plin de energie decât făcând asta. Toți ghizii care ne însoțesc nu sunt doar experimentați și calificați, ci și, fără excepție, înarmați. Safariurile pe jos nu sunt permise în parcurile naționale, ele au loc doar pe concesiuni private sau comunitare care se învecinează cu rezervațiile, astfel încât li se permite ghizilor să meargă în armați. Prietenii noștri, cei care ne însoțeau, s-au specializat deja în a lua probe din absolut orice le iese în cale și o fac mai bine decât mulți biologi. Nu mi-ar plăcea să încerc asta, dar m-a amuzat teribil explicația primită. So, this is one of the animals that do make midden. You know midden? No. Midden is when an animal prefers to defecate on the same spot. Okay. Same spot. Rhino, they do the same. Impala, they do the same. Impala, they do midden when they are mating, this time of the year. It's when they do midden. Hippo, they do the same, midden. They come on the same spot, defecating. So the more they defecate on the same spot, they piling the droppings. So this can be from last year to 2 years back, just piling. You can see how this goes, yeah. So they keep on come on the same spot. As I said, that they prefer the stationary object because it doesn't move. I was right. Oh, I can be a guide now. Tabo, you got competition. Yeah. I'm employed. Thank you. Plimbările în căutarea animalelor nu sunt deloc rapide, dar nici nu seamănă cu o plimbare în parc. Pot implica traversarea unui teren dificil și se pot întinde pe durata întregii zile, toate fiind planificate în avans în funcție de abilitățile turiștilor.
Înainte de sosire, oaspeții sunt rugați să-și evalueze abilitățile singuri după cum urmează. Stallers, una sau două ore pe zi, hikers, 3 sau 4 ore pe zi, ori explorers, 6 sau 7 ore pe zi, astfel încât traseul să poată fi organizat în consecință. Una dintre cele mai aparte prezențe pe care am întâlnit-o în căutările noastre a fost girafa. Girafele preferă pădurile semiaride, deschise, care au copaci împrăștiați și multe tufișuri. Lungimea gâtului le permite să ajungă la frunze, semințe, fructe, ele putând mânca sute de kilograme de frunze pe săptămână. Majoritatea sunetelor pe care girafa le emite cu ajutorul plămânilor săi enormi nu pot fi însă auzite de urechea umană, întrucât girafele comunică între ele cu ajutorul infrasunetelor. They like it when those bears are cleaning out of free, actually they get the ticks. So, yeah, it's important. And, you know, ticks, they suck lots of blood. Yes, they're gross. Animalul cu care locuitorii din Botswana se mândresc cel mai mult este zebra. Zebrele sunt foarte sociale. Se pot reuni în turme mult mai mari, în special în timpul migrației, și se asociază adesea cu antilopele gnu și alte animale care pasc. Actual este Botswana National Animal, zebra. Okay. Yes. It's a national animal. Why we chose the zebra? Because we believe that the black and white colors. Though natural, when you look at them, sometimes they are brownish. Mergând mai departe, în zona de nord, am parcurs Parcul Național Ciobe, renumit nu doar pentru turmele uriașe de elefanți, ci și pentru crocodilii de Nil, care cântăresc până la o tonă, dar și pentru șeptelurile vaste de bivol cu până la 500 de exemplare. Aceasta este una dintre cele mai populare zone din Botswana, în special pentru cei care vin pentru prima dată aici cu intenția de a experimenta un safari. Observarea vânatului este la fel de diversă și captivantă ca și peisajele variate care ne înconjoară. Spre deosebire de alte parcuri și rezervații naționale, concesiunile private oferă mai multă flexibilitate, dar și libertatea activităților de safari pe jos, alături de un ghid, a plimbărilor pe timp de noapte și a deplasărilor în off-road pentru observarea și fotografierea de aproape a animalelor. Întoarsă la viața de la oraș, recunosc că de foarte multe ori mi este dor de frumusețea naturală a Botswanei. Deși acasă traficul este greu și ritmul infernal, ori de câte ori privesc clădirile înalte care blochează apusul de soare sau luminile orașului care ne fac să pierdem din vedere stelele strălucitoare, știu că Botswana cea îndepărtată rămâne la fel de frumoasă cu viața sălbatică trepidantă. Dar las melancolia deoparte și vă aștept data viitoare să descoperim împreună locuri îndepărtate și oameni minunați. Program disponibil pe primaplay.ro.